Sfaturi cu siguranță au fost și pot fi nenumărate. Important este să vedem realmente ceea ce vrem noi să facem și ceea ce vrem noi să obținem din ceea ce facem. Dacă eu stau și plec urechea și în stânga și în dreapta și eu nu mai iau nicio decizie, eu nu mă mai duc pe un drum. Și întotdeauna cel mai important este să pornești și să te duci, chiar dacă poate fi greșit, așa zis greșit. Tu pornești, așteptarea într-un business și în general în viață, a nu lua o decizie și a nu te duce într-o direcție, din punctul meu de vedere, este cea mai nocivă chestie. Adică, realmente, tu trebuie să-ți iei decizia și să mergi într-o direcție. Dacă ai 10 direcții și nu știi pe care să te duci, important este să pornești.